Cosmin, o victorie mare după un gol spectaculos pe care Dragan l-a mai reușit. Și în amicale, dar și în meciuri oficiale, ne-am amintit acum. Da, cred că cam al cincilea, el e de 3 ani de zile cu mine aici, cred că cam al cincilea gol care marchează atât în meciurile de campionat, cât și în meciurile amicale, cam, cred că al cincilea. De maniera asta, care îl dă de la mijlocul terenului sau de la distanță foarte mare, execuție cu șiretul plin, puterea ieși din portă. Da, ce să zic, foarte inspirat cu execuția aia. Am avut o săptămână groaznică. O săptămână în care la fiecare antrenament, cu excepția antrenamentului de luni când am făcut la sala de forță, începând de marți până vineri, în fiecare zi, în timpul antrenamentului mi s-au accidentat jucători. Foarte dificil de pregătit meciul în condițiile astea, pentru că aveam un plan pentru meciul de astăzi, care a fost total dat peste cap din cauza accidentărilor. Până și ieri, la antrenament, un antrenament în care am făcut doar fazele fixe, încălzire și fazele fixe, până și ieri am avut surpriza neplăcută să avem jucători accidentați care n-au mai intrat niciun lot, e vorba de Răuță, care n-au mai intrat niciun lot pentru jocul de astăzi. Toată săptămâna. O zi unul făcea, a doua zi intra, următoarea zi iar ieșea cu dureri. Ginescu nu s-a antrenat, l-am băgat, s-a cerut afară încă de la pauză că îl doare. Deci o săptămână chinuitoare. Deci de-aia mă bucur, cu atât mai mult mă bucur de rezultatul ăsta și de victorie. N-am făcut un meci senzațional, dar am făcut un meci foarte inteligent din punct de vedere tactic. Au respectat, am schimbat sistemul de joc pentru meciul ăsta, datorită accidentărilor, datorită problemelor pe care le-am avut. Și jucătorii au respectat aproape de perfecțiune, au respectat ceea ce am discutat înainte de joc și merită super apreciați pentru lucrul ăsta. Toți care au jucat astăzi, care au intrat pe teren, toți au făcut un meci foarte bun, din punct de vedere tactic. E greu să compari victoriile între ele, dar dată fiind situația din săptămâna asta și dat fiind momentul în care e obținut acest succes, e victoria asta cea mai importantă până acum din sezonul ăsta? Având în vedere contextul că aveam nevoie de victoria asta ca să stăm liniștiți pe final de sezon, putem spune lucrul ăsta, mai ales că am întâlnit și o echipă bună a campionatului Reșița și da, poate să fie ceea ce spui tu, poate să fie o victorie poate cea mai importantă din campionatul ăsta. Faptul că au fost atât de absențe și la meciul cu Alexandria și la meciul de azi, a câștigat echipa alți jucători, alți câțiva jucători? Păi am văzut astăzi un Horcea impecabil din punct de vedere tactic. Am văzut astăzi un junior Sima la debut, la 17 ani, la primul lui meci, a intrat cu foarte mult curaj. Apoi am văzut un Brus în atac, foarte disponibil la efort. Deci am văzut câțiva jucători care, un Băluțoiu care față de meciul de la Alexandria total schimbat în bine ca atitudine, ca dorință. Deci am văzut câțiva jucători care dau încredere pe mai departe. Debutăm și juniori. Meciul trecut am fost prea supărat să evidențiez lucrul ăsta la sfârșitul meciului de la Alexandria. 30 de minute a fost debutul lui Neac. Neac n-are încă 17 ani, are 16 ani, sunt nepliniți încă cei 17 ani pe care îi face în mai. Neac a debutat 30 de minute, astăzi Sima și el, nici nu știu, 20, 25, 30 și el, destul de mult. Deci debutăm în continuare jucători. Pe bancă am avut pe Dan Ciprian 2008 născut, de 16 ani, l-am mai avut și pe Jors, îl mai avem și pe Paleacu a mai jucat. Deci debutăm jucători în continuare și cred că e un lucru bun. Că la urma urmei, la Liga 2, consider că contează Liga 2, Liga 3, contează mult să fie și tineri în echipe. Deci nu doar jucători cu experiență, jucători cu salarii mari, jucători mercenari, contează foarte mult lucrurile astea
să rămână în urma ta după ce ai plecat, să rămână niște copii, niște tineri care au fost promovați la ligile inferioare pentru ligile superioare. Deci de aia cred că e important. La Liga 2 și la Liga 3 cred că trebuie să dăm credit mai mult tinerilor decât jucătorilor consacrați. Jucătorii consacrați ar trebui să joace la prima ligă. Sorry. Okay.